Lucrăm în sesiunea de față, Daniela, pentru chivuța. Voi număra de la 1 la 3. Iar tu cauți și te conectezi telepatic cu sufletul chivuței. 1, 2, 3. Da. O am în fața mea, o ating. Este ea. Primit informații. Da, dă din cap că da, și șterge lacrimile. Se uită pe o fereastră. Da. Se prezintă în înfățișarea din viața curentă. Așa cum este ea. Chiar exact îmbrăcată ca și în poza care ne-a trimis-o acum, recent. Stă în casa în care locuiește, ea în viața de acum și, da, tot ce este în interiorul casei ca și energie este energie neagră, așa văzcoasă. Ea se uită pe fereastră. În partea din spate, cum o uit eu din spate, este negrită. Iar în partea din față, care dă înspre fereastră, este luminoasă. La fereastră sunt ca un gen de gratii. Da. Parcă din propriul geam e făcut așa cu gratii. Ca acel termopan care e... Da, are liniile acel. Da, da. Floricele la pervaz și se uită, parcă este ca și cum ar fi casa pe o pajiște. Da. Dar chiar zonă de munte. Ca și cum nu s-ar vedea casele din jur, ca să zic, ci numai peisajul respectiv. Stă cu capul sprijinit așa în palmă și răsuflă greu, așa cu melancolie, se uită pe fereastră, ți-am spus, spre acel peisaj. Dintr-o dată, parcă își aranjează așa tricoul, ia aer în piept, ca și cum și-ar da așa palme. Un refresh. Un refresh, da. Se așează pe un gen de scaun, care se balansează, ca să spun așa, și se apucă de croșetat. Dar ca și cum și-ar croșeta propriile lacrimi. Așa se vede cum curg de aici lacrimile și ea cu andrelele le împlete. Face un gen de fular lung, este înșirat, mai că umple jumătate din cameră. Partea de sus, cu unde începe sunt andrelele. Cu andrelele. Și din ochi, cum curg lacrimile, să spunem, este energie mai luminoasă, dar pe măsură ce croșetează, acel fular se negrește. Iarăși lasă andrelele, iarăși oftează, se lasă așa pe scaunul respectiv, se ridică, iarăși se uită la geam. Și tot așa se repetă scena asta. Până la urmă, înțeleg că fularul ăsta sunt emoțiile ei, da? Legat de această... ei, da. Da? Da. Pe care le stochează în acest fular. Da. Le adună, da. Cum ar veni. Le adună, da. Păi hai să întrebăm, Daniela, de ce bine fericită? Ce o face să plângă? Vrei să canalizăm un pic aici sufletul? Faci un canal protejat. Număr de la 1 la 3. Și lași sufletul chivuței să vorbească. 1, 2, 3. Chivuța. Da. De ce ești atât de supărată, melancolică și tu averi și atâtea lacrimi?
viață și mie. Am altă viață. Ai vrea să ai altă viață? Nu ești mulțumită de această viață? Viață. Fără noapte. Dar ai o idee de ce, de ce te afli în situația aceasta? Vreo părere? Găsești un vinovat? Eu sunt vinovată de alegerile greșite pe care le-am făcut. Serios? Ești sigură de asta? Da. Și care ar fi din alegerile acestea greșite mai semnificative? Mi-am ales greșit postul bărbat. Am pus preț pe mine. Am dedicat casei. Fiului. Pus pe toți ceilalți pe mine. Și simți că nu te simți apreciată, da? Da, eu constat că nici tu însăți nu te apreciezi. Te învinovățești, spui că tu ești de vină pentru toate cele ce se întâmplă. Păi trebuie să fim responsabili ale noastre. Și ar fi dacă am alegerile noastre le-am pune în cârca celorlalți. Ar fi un semn de imaturitate. Și dacă ți-aș spune că nu ai ales singură toate aceste lucruri, experiențe din viața asta, ce îi zici? Ai crede? Acum nu mai știu câte ceva, că sunt acea karmă. Influențe religioase. Am fost crescută. Să las femeia să lase de la ea. E bine. Am înțeles. Bine. Uite, înțeleg că ne așteptai și că vrei să împreună să rezolvăm din problemele astea, da? Da. Bine. Hai să număr de la 1 la 3 și mă lași cu Daniela. 1, 2, 3. Da. Așa, Daniela, ce grad de conștientizare are acum? 7, 8, câteodată mai ajunge spre 10. Dacă ne uităm în sfera energetică, această stare de spirit pe care o are sufletelul chibuței este proprie sau este alimentată încă de diverse entități? Ca și cum sfera ei mai există programe. Programe mentale, programe sociale, alinierea, ca să spun așa, cu un anumit egregor local, regiunea unde locuiește și pe baza acestor programe se conectează entitățile locului, ca să spun așa, ca și cum pe baza programelor respective își cade vibrația și intră pe unda vibratorie a anumitor ființe care sunt din area. Care după aceea fac acțiuni, transmit idei. Da, da. Dacă se uită partea subliminală în jur, în sfera ei energetică, observă cordoane, observă legături?
Din partea din față, nu. Exact. Unde care e mai albă. Da. Dar din spate arată ca acea talpă de șlap cu țepi. Exact adică... așa se vede. Adică toată partea din spate e plină de țepi. Da. Țepi care apoi se transformă în fire. Foarte fine, foarte subțiri. Sunt entități, ți-am spus, formate din egregor. Plecate din egregor. Plecate din egregor. Sunt așa fumurii. Mai mult să am zice forme gând, ce sunt astea? Da, da, forme gând care, cum să spun, atât au fost alimentate încât au creat o entitate în sine. Și câte astfel de egregorul social de pe zonă? Egregorul social de pe zonă, programe religioase, dar nu că ar mai fi ană. Și resturi de programe rămase acolo în subconștient, ca să zic așa. Așa. S-a uitat, se uită sufletul în spate, vede acum țepii ăștia cu fire, toate legăturile astea. Da, noastre. Se uită la mine și parcă își prinde mâinile așa în față și pleacă capul. De ce pleacă capul? Pentru că este o situație, de fapt, de care n-a avut cunoștință, bănuiesc, până acum. Acum își pune mâinile în șold și parcă respiră greu, se scarpină oarecum în cap și ce... Păi da, da. Zic că nimeni, ce să facă? Că trăiește într-un cadru da, social. Da, trăiește în cadru social și că ca și cum e oarecum frică să spun că ar putea fi greșit judecată și... Dar, na, asta e frică să spună, adică ceea ce gândește și, dar totuși, uite, să se uite la consecințele acestor legături și să vadă cum este corpul energetic, cum se prezintă. Merită? În spate este un reptilian. Un poștaș. Da. Are acea geantă plină cu scrisori. Ar scoate din geantă scrisori pe care îi le în mână. Și scrisorii. Asta da. Vreau să vă le citește. Parcă le ține așa la piept. Ce gen? Ce conțin scrisorile astea? Ce informații? De ce gen? Textul, deci cum ar începe o scrisoare? Draga mea. Parcă ar fi o scrisoare de... Da, cineva. Da, da. Ia o ține la piept și dau lacrimi. O întristează scrisorile astea, da? Da. Păi câte scrisori i-a adus până acum? Știu, îmi sună în cap 120. Așa. Cât ce vine aia este. 120 de scrisori până acum asta i-a dat. Asta e legată de, da, de partea emoțională și implicit de... problemele care îi creează slaba stimă de sine și... Da, dar ca și cum ea se vede singură, fără soț, fără partener și consideră că asta îi creează probleme în partea materială. Am înțeles. Cum că dacă ar avea un sprijin și... Și iarăși un program care bărbatul e pus undeva pe... Un piedestral, adică bărbatul... Deși bărbatul care l-a avut nu a demonstrat că a fost în stare să și
susțină familia. Că, uite, nu a avut un bărbat cu care să meargă înainte, cum se spune popular, să ducă, să facă ceva. Și totuși, da, ne-a scris că își dorește să întâlnească pe cineva, dar pe cineva care să fie responsabil, da? Ei, asta e, da. Deci, practic, pe baza acestor emoții a venit poștașul. A venit poștașul, care poștașul potențează, prin scrisorile astea, aceste emoții, da? Da, ca și cum îi hrănește, da. Deci, practic, ce ar fi? Cum am denumit scrisorile astea? Programe? Programe, transmise, da. De reptilianul poștaș. Da, da. Ca și cum ar mai pune paie pe foc, cam așa s-ar traduce. Și faptul că se vede urâtă? Și tocmai că mi s-a părut haioasă treaba asta, dacă se uită în oglindă, ne-a spus că se vede urâtă și dacă cineva îi face un compliment, și ceea ce nu este adevărat, dacă cineva îi face un compliment, crede că face mișto de ea. Este un program de autostimă joasă care s-a recreat ca și cum s-a pus în... a intrat în vigoare, ca să zic așa, vizualizase din timpul inducției, pe când se uita ea, pe când se uita ea pe fereastră, ca și cum pe alocuri mai apăreau scene din copilărie. O văd o femeie de mână, cred că e mama ei, are vreo 5 ani, între 4 și 5-6, cam așa, e mititică și ca și cum iese în fața porții să se joace. Nu știu, e îmbrăcat într-un gen de rochiță, parcă e de sculță, e vară. Și mai sunt două copii acolo, mai în spate mai mulți copii și parcă râde ea. Ce îi spun? Stătea și ea, ciuciumiciu, cum s-ar zice, să se joace acolo în pământ, nu știu ce făceau. Și cred că n-avea chiloței sau... Ce mai era pe la țară? Ce mai purta? Da. Și arată celelalte cu degete, ca și cum râd. Și s-a simțit acolo prost. Da, deci mă uit un pic să văd în energetic, deci pur și simplu inima energetică, chiar și plexul solar, uite așa a venit ca o bombă. Bombă, da, o bilă din aceea. Da, așa cum a izbit-o aici în plexul solar. Da. Dar în momentul în care a izbit-o, ea parcă a absorbit-o, știi, a intrat în corpul ei energetic. Da. De atunci a început să-i apară sentimentul de rușine. Deci a fost punctul de plecare, în fine. Era și un program. Prestabilit. Da, prestabilit pe autostimă. Pe karmă, da? Dacă toți suntem aici în copilărie, acolo la 5 ani, spune-i părții subliminale, îi dăm informație și resurse de acum, da, de când e matură, și că era doar acele fetițe, cum să zic, au judecat acea scenă cu resursele care le aveau atunci. Ca și cum se înfurie, mare indignată, și dar nu pe fetițe, ci pe mama ei. Pe mama ei. Mi-a spus așa, ca și cum a dat cu mâna. Așa, că mama n-a avut grijă, a pus-o. Femeia asta mereu a făcut așa, uite. Mereu n-a interesat. Mi-a trântit ceva pe mine și... Dar asta... Aia zice, când am început să mai cresc, mă mai spălam eu pe față, mai mă... Ok. Asta, hai să-i dăm informație că făceau parte din programul karmatic, da? Toate lucrurile astea și nu neapărat, să zicem,
mama s-a comportat așa, că a vrut. Nu și-a dat seama. Poate să înțeleagă asta? Faci așa cu mâinile, zice, dă-mi pace. Faci copii și... Am înțeles. Asta, aici suntem pe Terra, da? Suntem pe Terra, 3D. Și venim în întrupări, în scenariile entităților. Ce mame, toate mame acum. Mama nu este numai să ai un copil. Și îmi spune, mi-arată, uite, trebuie să te dedici, să vezi de el, să te preocupi, să te... Bine, acum lăsăm așa aici și vedem după aceea legătura cu mama, da? Adică să ierte. Asta ar trebui, asta e soluția. Pentru că... Da, are ea sentimentul ăsta că nu a făcut suficient. Dar asta, dacă se uită energetic, consecințele sunt asupra ei, în corpul ei energetic, da? Menținând această părere, să zicem. Și eu zic că ar fi mai bine să... Ca și cum mi-arată că de unde se trag. Păi asta am văzut. Leul acestor emoții, da. Dar nici ea nu iartă. Asta vreau să zic. Iertând mama și ce or mai fi fost. Practic, poate să încerce să facă asta. Nu să încerce, să o facă și să vadă dacă se schimbă ceva. Au fost diferențe. Văd pe mamă cu o soră. Ca și cum... Știi cum s-ar zice că în fiecare familie există un preferat. Dar și asta o spun, că face parte din scenariul cu care a venit în această viață, da? Încă o dată îi repet. Bine, hai să vedem. Deci îl avem pe reptilianul ăsta, mai avem alte entitate, Daniela, că eram la entitate. Da, sunt tot așa figuri de reptilieni. Dar ca și cum te ghizați în femei. Într-o stație de autobuz văd acele femei care merg la lucru, nu știu, cu poșeta, cu... Ia uzi, femei sau... Da. Deci am spus când apar aceste persoane, când... Și cum apar dispărut holograma și apar... Se văd ei. Deci ăștia ce sunt? Entitățile persoanelor din stație? Da. Și care mai fac și ei câte una alta, da? Da. Ce pot? Mai o bârfă, mai... Mai o bârfă. Pe aceste energii intră, da? Ăștia fac acțiuni. Tot pe programul social, tot, să zicem. Da. Ok. Altceva? Nu, ți-am spus. Bine. Doar starea asta de nemulțumire și... Bine. Melancolie și... Îi transmitem informația că trebuie să taie, să-și facă sabia de lumină pură și să taie toate legăturile și țepii de acolo, placa aia cu țep din spate, cu egregorul zonei, tot taie. De jur împrejur, în sus, în jos. Da, parcă se înfurie și se învârte și parcă în timp ce se învârte, parcă și zbiară, știi, ca... Ca la ninja. Carla, anulăm. Da, anulez. Așa. Ca și cum sătulă asta vântul. Taie și face așa cu... Așa. Acum ce a căzut, tot ce a căzut, imobilizează și pune în față. Și hai să vedem ce pune. Ți-am spus pe ăsta, pe poștaș. Așa îl blochează, îi aruncă și scrisorile în brațe. Da. Celelalte care stăteau în stația autobuz, așa le blochează și
face ca un nod dintr-un șnur, ca și cum ar fi ața punia ce pleacă de la egregorul de care am vorbit. Deci le noadă, adică. Așa, nod, da, și le aruncă. Mai bine le arde nodul ăsta, toate legăturile, ca fitilele, așa, le dă foc. Da. Nu e mai bine așa? Da. Așa. Hai, să ardă. Bine. Da. Deci avem pe reptilă în față și pe aia care acționau pe programul social. Da. Bine. Ca și implanturi, e ceva? Așa. Are un gen de chipiu, ca să-i zic așa, metalic. Începe așa de aici, de pe frunte, apoi devine mai îngust, ca și cum ar, din partea din spate, ar coborâ o țeavă. O țeavă care e prinsă în pământ. Ah, da. Ca și cum ar fi suportul de la duș, cam da, așa. Da, da, da. Până în pământ. Da, de țeava respectivă. Ce face ăsta? Ce rol are? Ea credea că este împământarea. Ea și-a făcut-o sau cine? De verticalitate dat-o? Și ea și-a făcut-o pe baza șoptelilor. Dar dinainte, de la zburătorii care îi avea și... Doar că a rămas structura asta, cum ar veni. Deci ea n-a mai dat crezare, religie, da, și... Da. Dar a rămas... Să scoată structura asta, da? Ca și cum trebuie să fie o femeie hotărâtă, să țină capul sus, să nu îngenuncheze și... Zic, bine, da. Ai rămas proptit aici. Desparte. Așa și arde. Da. Mă, parcă își pune mâna prin spate, așa. Se pipăie. Da. Energizează locul respectiv. Așa. În gură parcă ar avea căluși sau ca o proteză, cum ar veni, neagră. Da. Peste dantura energetică, ca să spun așa. Probleme cu dantura îi creează. Da. Deranj la cald, la rece. Scoate afară, iarăși pe programul de autostimă. Da, ia să scoată programul. Să vedem, poate mai cad asta. E ca și cum scoate bila aceea. Da. Parcă e o Iulia. Bila aia care a venit la 5 ani, de aia vorbești? Da, 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 da. O scoate din de aici, din plexul solar și ies cabluri. Rețele, din tot corpul energetic. Acum când scoate bila, mai are un tub în spate acea bilă, ca o capsulă. Da. Se împărt cifre date foarte repede. Ca și cum avea un program, tot pe baza acestui de autostimă, de accelerare a îmbătrânirii corpului fizic. Scoate. Scoate și îl arde. De aici ne-a spus că simte că se vede mai bătrână decât păi da, vârsta. Da, ăsta. Poate afară și acum parcă se înfățișează într-o domnișoară așa până în 18 ani.
gen de rochie, așa, cu bolănașe până la genunchi și parcă dansează, ca și cum acum se vede Nerică. Zic, stai să vedem ce mai avem pe aici. Ca și cum și-a cusut ea singură zona asta, chakra 1, chakra 2, ca și cum și-a cusut, ca și cum ar avea o cezariană și văd cum coase, ea singură coase și cu dinții își rupe ața de la cusătură. Păi de Și ce face coasă? Ia asta. întreb. Gata, aici nu mai umblă nimeni decât Deci a pus un sigiliu. Iorgo. Da. Și cine trebuie, ca și A, cum. adică cine trebuie, acel cineva care, dacă îl Da. va găsi. Și relația cu soțul, tot pe bază de autostimă joasă, în sensul că nici în intimitate, nicio împlinire de niciun fel. Și acolo se simțea prost, anulez. Și asta îi crea iarăși stare de autostimă joasă. Era rușinată cu corpul ei, se simțea vinovată, crezând că el are anumite probleme din cauza ei. Toată vinovăția asta, Daniela, unde este rădăcina ei? Că se simte vinovată și legat de copil, multă Da, vinovăție nu, este. nu a vinovăție, da, aici. Ia să știi cum Este facem? întreg corpul energetic. Are ca doi bolovani negri aici pe umeri care îi apasă, Scoate afară, hai să scoată. în încheieturi, ca și cum în toate încheieturile, la Da. genunchi, la glezne, aici la mână, s-a depozitat energia asta, ca și cum ar fi calcificată de vinovăție. Să scoată tot acum afară. Și programul generator de programe. Tot cu rădăcină. Da, așa se umflă și arde și scoate tot afară. Acum parcă face așa din spate. Deci cum ar face întindere Se și întinde, da? da. Așa. Este un șarpe. Da? Unde? Încolo, în stomac. Da? Se scoate afară. Dacă mă uitasem eu mai din spate, parcă părea auriu. Și punga stomacului și șarpele în sine. Da? Acum, cum apropii, devine negru. Ia să-l scoată. A sărit pe mine, i-am blocat eu. Așa. Ia uite-mă. Violent entitatea, da? Ăsta e Da. rămas de pe la îngeri? Adică de leuri, de pe la unde e rămas ăsta? Acolo. Sau nu are legătură? De Știu că la șarpele stă cu de la fedelecul. popă și de la celălalt. A, deci vine de la popă, da? Da, de la fustoș, că și celălalt lucra cu fustoș. Așa, pus în față și șarpele. Iar șarpele acum ce mai făcea el? L-am Ce acțiune? strâns eu acum, uite, așa i-am însucit coada de gât. Așa. Și blocat și pus în construcție de lumină. Ei, ce-i provoca? Plan energetic și bineînțeles și în fizic. Ansietate și stări de ronțăială în continuu. Adică Să poți să mănânce. ciugulească, da, de ceva. După Ăsta care avea ea rol. se simțea vinovată. Păi asta zic. Îi creștea rolul de a-i menține slaba stimă de sine, vinovăția, da? Da. Varicele, Daniela, ce? E ceva, o structură care produce? Îmi curăț eu un Ah, pic. bine, hai, curăță-te. M-a sărit ăsta pe mine. Tip că aveam protecție, dar mă uitam așa atent la ea.
Așa. Bun. Acum triplă. Zic, mi-am făcut acum triplă. Da, da. Așa, varicele. Nu știu, ca și cum blocaj îmi vine cuvântul. Da. Imposibilitate de înaintare. Uh-huh. Viață, cum ar veni. Este un program? Ca și cum aș reprindea toată forța, dar nu... Ca și cum ai stat la linia de start, da, e poziția de nu mai apuci să, pleci, să alergi. Parcă toată tensiunea aia rămâne acolo stagnată. Uh-huh. Ce scoate afară, da? Multă... neapărat programă, e multă furie. Uh-huh. Scoate furie. Și a furie, da, asta e ficat. Ficatul este da, mărit și arată ca o bucată de carne pusă la grătar. Da. Ar trebui, că de aici și asocierea, să renunțe la carne. Uh-huh. Cel puțin asta de vită, de porc, de miel, de... Da. Eu n-ar carnea roșie. Da, da. Să șirinici, generează un pic. Șirinichi, zice, și tensiune mare. Ia, da. Păi tensiunea ți-am spus. Am zis înainte și cu da, varici. Da, da, da. O legătură. Uh-huh. Și la rinic se duce, trebuie să fie frici ceva pe acolo. Hai să vedem. Uh-huh. Păi, sunt frici legate de viitor, de cum se va descurca singură, cum rezolvă toate problemele. Uh-huh. Gânduri, iarăși frici în legătură cu fiul. Uh-huh. Da. Ia să scoată și toate fricile. Toate tot. Economică, cu toate cele. Uh-huh. S-au agravat de după de divorț, cum ar trebui să s-a simțit un pic în da, nesiguranță, să zici. Da, da, da. 6.000 de zile și aici. Pară și cu sătura aia, la inima. Mm-hmm. Și la inima, așa, se umflă, se tot umple. Da. O să repare un pic scurile. Da. Așa. Acum, Daniela, avem păștea doi, da? Avem, bine, și eu am mai mulți reptilici, dar avem pe reptilii cu poștaș și pe șarpe. Da. Hai să canalizăm unul din ei. Care zici că ar fi mai pe șarpe? Nu, șarpele nu. Nu, lăsăm șarpele. Ăla e periculos. Ăla e periculos, aș te-a și atacat. Hai, până ne-a reptil. Pe poștaș. Număr de la 1 la 3 și lași poștașul reptilian să vorbească. 1, 2, 3. Domnul poștaș. Da. Am adus o scrisoare. Cui? Ție. Mie? Uh-huh. Oh. Nu mă interesează scrisori de la reptile. N-am nevoie. E importantă. Uh-huh. Poate să fie. Deci nu despre mine este aici, ci vreau să discutăm despre partea subliminală. Care i-a adus 120 de scrisori. Dacă a primit corespondență. De la cine primea corespondența asta? De unde le aduceai tu? Cine erau emitenți? Imposibil drăguț. Imposibil, da, era și de la un posibil drăguț și...
Auzi, dar cum te-ai specializat tu în meseria asta de poștaș? Păi, reptilienii sunt rasă inteligentă. Ei, da. Păi și ce să E. faci? Tu te-ai transformat în Ei. cărăuși de scrisori? A. Te-au cam pus ăștia ai tăi, te-au cam dat la munca de jos? Nu e ceea ce pare. Nu este, dar ce este, ea spune. Pe ce ai ajuns tu? Poștașul rasei tale? Eu, treaba mea, îndeplinesc munca. Îți îndeplinești munca, da? Asta este munca, pe asta o execuți, da? Da. După fiecare scrisoare de asta, care o dădeai părții subliminale și reușeai să-i scazi stima de sine, vibrațiile, câtă energie culegeai? Suficientă. Mai multă, Și? mai bine. Auzi, dar o păpai singur sau o trimiți mai departe la structurile tale ierarhice? Ce? Nu vorbim de asta? De ce? Păi, dar știm asta. Nu știu că eu sunt postare. Oh, dar cum, ăsta e al doilea job? Ți-ai mai luat un job? Da. Ah, și nu știu ai tăi. Păi și primul job, ce erai în primul job? Cardia. Ah, înțeles. Și să înțeleg că toată energia asta care o luai de aici cu scrisorile, ți-o însușeai singur, nu trimiteai mai departe? Păi, da, e munca mea. La Ce? șefii tăi. E salariul, dai la alții. Păi dacă ai văzut, dacă cineva ți-a facilitat o afacere, îți cere comision. Așa Nu e, mi-a legea impusă de voi și pe eu am Terra, la oameni. gândit-o singur, e ideea mea, ce mi-a Am făcut. înțeles. Auzi, dar cu șarpele, cum te descurci? Te-ai descurcat. Uite, ai avut și păconul șarpe aici, care e destul de violent, văd. Da, Te yes. ataca și pe tine? Ai pișcat câteodată când luam un pic mai mult. Păi da, ce ați făcut? Ați făcut contract? Dar făcut acord că de Acord, ați munca mea a mâncat și el. făcut. Deja ai văzut? Că tu creai slaba stimă de sine cu scrisorile. Auzi, dar ai muncit ceva. Înseamnă că dacă era munca jobul tău, tu scriai scrisorile astea, da? Trebuia să concepi. Și muncă intelectuală, uite. Da, ce spun. Adică Vezi te-am că făcut nu eu fix e ceea poștaș, ce pare. Da. da, dar tu chiar munceai, da? Auzi, dar acum, după ce discuția asta noastră, ce faci cu șeful? Că auzit că mai făceai ciubucuri. Ce face el cu mine? Mai ai. Păi, ce face el cu tine? Păi, Că uite. Un curci, nițel? să leagă, dacă nu deam mai multă energie, nu mai făceam ce să fac. Dar de ce a trebuit tu să-ți iei al doilea job? Nu ți ajungea? Deci șeful cam lua cam tot? Te lăsa Da. fără papă? Da. Oi de mine. Dar în ce regim trăiți? Trăiești și tu în rasa ta? Deci muncitorii, cei care fac munca de jos, trebuie să hrăniți bine, recompensați, da, ca să poată să reziste în condițiile astea vitrege. Mai ales că știți și toată lumea, și șefii, și tu, dacă se trezește partea subliminală, e cam nașpa. Riscul e mare, deci trebuie să-ți dea spor de risc. Ce să facem? E, la scurt. Păi trebuie să spui și la colegii tăi, să vă cereți drepturile în Ne munca voastră. pedepsesc. Cum vă pedepsesc? Cum? Ce ne-am face? Înțeles. Câte păr subliminale ai tu? Interferezi. Am 12.
Uite, acum îi spun părții subliminale, îți transmite informația pe calea naturală dintre părțile subliminale, la toate cele 12. Da, lasă-le, că ți-am spus. Păi mi-ai spus, dar trebuie să știe și e, acele părți subliminale. E ce mănânc? Păi cât mănânci tu, frate? Cât mănânci? Tu o făceai pe partea subliminală să aibă anxietate și să mănânce partea fizică astfel încât să se îngrașe? Asta era una din scrisorile tale? Șarpele, nu eu. Șarpele făcea așa? Ăsta păpaș ăsta până nesătul. Bine, cum te cheamă? Moflea. Ce? Cum? Moflea. Moflea? Cum se cheme, bă, Moflea? Moflea e pisoiul meu, îți bagi joc de pisoiul meu? Îți râs tu, râs, dar nu prea e râsul tău. Da? Uite acum transmit informația cu ciubucul care l-ai făcut și cu, dacă n-ai spus minciuni, la șefii tăi, da? Erau minciuni? Ce ne-ai spus până acum? Află singur, dacă ești inteligent. Bine, uite număr de la 1 la 3, mă lași cu Daniela. 1, 2, 3. Da. Ia uite, nesimțitul. A zis că îl cheamă Moflea ca pe Moflea al meu. O fi citit program, ai văzut. Da! Așa. Daniela, a venit timpul ca partea subliminală să ceară contractele acestor doi. Și ălor, la alții care au înțepat, socialii, la toți. Da, așa zice, hai, rapid. Scrisori, de ăsta la greu. Steve. A, uite, mai avea una mică împachetată la spate. Oicică. Da. Așa, s-o dea și pe aia și... Așa, tot. Se arde. Ți-ai deschid. Îi deschidă portalul. Nu știu cum îi se face, dar... Îi deschidă pe sens unic pe vibrația lui. Da. Așa, bun. Ma, de la ce faci, șarpe? Încearcă să iese din structura respectivă în care l-am băgat. Să-i transmită sufletul chibuței că mai bine se concentrează pe contract să-l dea. N-are nicio șansă. Nu vrea asta. Nu vrea? Hai. Acolo structura bine. Da? Ceilalții? Aia cu socialul? Ceilalți reptilieni dau? Au ceva de dat? Nu. Dau așa, se prind între ei și o sortez și se uită ca și cum planifică. Planifică. Dar ăștia a avut contracte sau numai permisiuni? Atunci să le facă o scrisoare, să-și retragă permisiunile către ei, le face o scrisoare de intenție, că nu le mai permite să facă nicio acțiune în sfera energetică și că va avea grijă de acum încolo, partea subliminală, să-și corecteze vibrațiile astfel încât să nu se mai lase prinsă în discuțiile de prin stația de mașină sau ce mai fi. Și să le deschidă portal și să-i trimită și pește. Da.
Bine. Hai să facă Daniela o împământare. Să aducă energie pură și necontaminată de la spiritul mamei Terra. Curăță chakrele și apoi ne ducem în sus. Curăță chakra bile, bile negre. Așa, energizează zona respectivă. În chakra 2. Iarăși închisă. Deschide și aici. Tot felul de o mâzgă așa neagră. Emoții acolo stagnate, reprimate. Da, curăță și mici. Chakra 3, închisă. Acolo unde era șarpele, am mâncat șarpele până... Șarpele unde era bila, dubleaua respectivă, puterea personală. Multe, da. Da. Acum, vârte aici și deschide, energizează. Așa. Chakra 4, închisă, ca și cum n-a rezistat, cu sută. Da. Ca și cum și-a blocat tot ce ține de partea emoțională. Un gen, un fel de autoapărare. Să nu da, mai... da. Da, dar acum știe, da? Da, și-a închis inima, cum s-ar zice. Da, dar acum știe că inima trebuie să... că locotea acolo. Aha. Se face și așa plân și benefic să nu creeze probleme în corpul fizic, da. Parcă ies tuburi negre, așa. Da. Sulițe, mai bine zis. Toate acele răni. Personale. Da, greu fac, m-am curăț aici. Bun. Cinci. Am chakra 5. Și aici un gen de fermoar, dar pus așa pe vertical. Și cu ochii parcă se plimbă în stânga, în dreapta. Adică ca și cum are grijă ce... Ce spune. Ce spune, da. Dar tot cu frica asta să nu fie judecată, criticată sau... Ia să scoată acum și programul, dacă mai este. Programul ăsta de frică. Judeca... O să vedem după aia, aș vrea să mergem la... Hai să terminăm chakrele. A, termin aici. Bun, chakra 6. Închisă de tot și 7 cu capac. Da. Învârte. Da. Are și capacul. Da. Acum, Daniela, aș vrea să mergem. Am curățat. Adică deschideți un ecran, nu mergem nicăieri. Și vreau să ne arate care este originea acestei vinovății. De unde vine? Care este momentul prim care a generat această vinovăție care... de care ne-a spus chiar și partea fizică, da? Număr de la 1 la 3 și pe ecran apare această informație. 1, 2, 3. Nu știu că o văd femeie într-o viață trecută, 1720 ceva. Făcea avorturi. Da. Altor femei. Altor femei. Da. E o găliată, așa ca și cum stau prin gen de
ba, la soare, așa, scaun de ăsta de se lasă, e mai pe spate, din lemn, și pune o găleată. Da. Zona respectivă. Vă cu mâinile cu sânge, așa, până la coate. Ca un scotea. Gen de fiuretaj. Da, da, scotea, da, efectiv fătul, da? Avort. Da. Mai muriau și dintre femei, mai... Păi, condițiile aseptice. Da, aseptice. Altele nu puteau face copii. Și de aici îi venea vinovăția sau a plecat din viața asta și i-au spus? Păi da, a plecat din viață și i-au spus. I-au arătat, ia uite câte vieți ai întrerupt, da, ai făcut. Da, da, da. Plus că n-a fost singura viață în sensul ăsta, motiv de vinovăție. Ăsta a fost punctul declanșator. Declanșator, că după aceea i-au dat și ca viață de carme de plată, da? Da, da. Și că am impresia că și că aici este un punct nevralgic, se simte vinovată pentru băiat că a venit cu această problemă pe lume. Ei, și da. cred că că și această problemă a băiatului făcea parte din acea pedeapsă dată de ăia, da? Da, da. Păi este punte, ți-am spus. Cu... Da, e punte. Dar, viața respectivă, ca să înțeleagă că ceea ce a făcut acolo... Plus că avea și o furie așa pe bărbați. Pentru că îi considera niște animale, niște irresponsabili. Veneau multe copile tinere, femei care deja aveau 7-8 copii și le tot spunea să nu mai facă. Asta se și întâmpla, da? Asta se întâmpla. Și asta se mai întâmplă, din păcate, și prin zilele noastre de la țară. Deci femeia supusă total poftelor bărbatului nu are nimic de spus, niciun cuvânt și nu poate să acționeze. În unele cazuri vorbesc, da? Da. Nu se poate opune. Da. Ăsta e tot un program al entităților, da? Știe. Cu... E spus de Iahve, anulez. Da. Creșteți și mulțiți-vă. Asta era singurul scop în programele genetice. Da, da. Cine cu cine nu mai conta. Bine, conta atunci. Dar scopul era să se mulțească oamenii. Da. Înțelege că a fost într-un program karmatic și că a făcut acea meserie urâtă, tot pusă, dată de entități, da? Prin karmă. Aș vrea să scoată această vinovăție. Da, păi a scos-o de atunci. Da, bine. Acum, Daniela, sunteți ieșit acolo deasupra ceacrei 7, îi arăți, da, îi dai informații. Nu sunteți acolo? Da. Așa. Îi dai informație cum să se conecteze cu sinele cel mai înalt sau partea eterică. Da. Dansează un joc, parcă ar fi unguresc, așa. Da. Nu știu, își pun palmele, duc în față, spate, iară palma cealaltă, peste palma cealaltă. Așa, este un mod de a se accepta, de a se revedea, da, de a se... Da, da, când pun palmele, așa. De a schimba informații, recunoaște. Da. Bine, să se îmbrățișeze. Da. Ducă și conștiința, o purifică și o îmbrățișează, o integrează. Și acum număr de la 1 la 3 și merge în supra-sufletul ei. 1, 2, 3. Este acolo.
este, parcă ar fi un par de distracții. Da. Ca și un carusel. Da. Dar nu se mișcă caruselul, ci ele, părțile subliminale, ca și cum s-ar dea într-un leag. Așa se vede. Iar așa peisajul este unul de deal. Deal, da. De, cam așa se vede. Deci cele se mișcă, când se mișcă, schimbă informații și coduri. Își recalibrează codurile, da? Da. Câte sunt? Câte suflete? Dar au o bucurie, așa și o... Da? Se bucură. Optimism, un... Da, exact ca cei copii inocenți. Păi asta au furat entitățile, da? Știm că au furat și acest model de carusel. Da, da. Și l-au pervertit. Când de fapt el era o energie de care bucura, da, sufletele. Da. 12 sunt în total și aici acum sunt 6. Bine, să-și corecteze toate codurile, să-și ia toată informația de care are nevoie, să își activeze programul de ieșire din Matrix. El este tot timpul acolo, acel program. Se activează atunci, da, când suntem... Eu așa cred, Daniela, că se activează atunci când suntem conștienți, când a venit timp. Da, da, el este oricum acolo. Bine, el este din toți. Genetic trecut pentru da. Toți, pentru că da. Toate sufletele trebuie să întoarcă înapoi, în sursă, da? Exact. Mare bucurie, mare. Da? De ce? Nu știu, că o bucurie se află. De ea. Acasă. Da, o optimism, o distracție, o voie bună. Foarte bine. Ia să vedem. Între ele, da, se bucură cu surorile. Este acasă. Da. Uite, abilitatea de bază, umorul îmi vine. Da? Umorul. Da. Ca și abilitate. Da. Ok. Da. Da, prin asta poate, cum să spun, crea vibrații pozitive în exact. Jur, nu numai pentru ea, ci și pentru ceilalți, prin glumă, prin umor. Și își crește vibrația, da? Da, da. Dar, în general, umorul, și eu sunt de acord cu asta, sau mie cel puțin, când aud o glumă da. Care îmi place, pur și simplu, îți place și atunci da. Îți crește dar vibrația. Dar nu neapărat glumă, ci chiar felul de a fi, de a se exprima, de a fi mai... la natură, emană. Da, da. Bucurie. Dar vezi că s-au ocupat ăștia să o... Da, ca să o transforme invers. S-o, da, da, răiască. Limitat, s-o, da. Da. Păi asta era scopul lor, să limite, să închidă această abilitate, pentru că putea să le, să-și crească vibrația și atunci o pierdeau din programe, da? Da, e da. Bine, hai să vedem să ne spună, uite ce să ne spună. Prima experiență. Unde a avut-o și prima interferare. Două lucruri și gata. Da. Prima pe o planetă semi-energetică. Sunt pitici. Parcă da. Ar fi trunfi. Ca și cum ar fi un gen de maestri, dar nu sunt maestri, sunt elevii maestrilor, da. În sens de grădiniță. Ca și cum se joacă cu cei mici. Ca să crească având mult umor, să se bine da. Dispună, da? Spiritele da, da. Abia venite, coborâte, da. Sufletele, da? Da? Exact. Am înțeles. Să le mențină în vibrații înalte, da? Da. Optimistul născut, ceva de gen. Da, da. Așa. Și apoi... Daniela, număr de la 1 la 3 și deschideți un ecran, mai mergeți acolo, să ne spună prima interferare, unde a avut loc. 1, 2, 3. Saturn, un inel de-a lui Saturn. Da. Dar ca și cum căutau pe cineva.
Da. Unul de-al lor ceva. Da. Unii. Da. Suflete. Eseră prinși acolo aceia, da. Mm-hmm. Și ei au crezut că îi pot salva. Mm-hmm. Și au picat în trapolă. Da. Mai o altă înfățișare. Sunt un pic mai... tot umanoiți, dar mai înalți. Mm-hmm. Veneau de undeva, de pe o altă planetă, da? Da, da. Mm-hmm. Ok. Și aici, așa, au fost intrapolați, cum am zis, interferați. Daniela, să ne zică câte vieți în total experiențe și câte pe Terra? Total și pe Terra 389. Uh-huh. Așa. Acum, hai să-și facă declarația de suveranitate, că mai avem șarpele rămas și cior mai fi fost de-a lungul experienței. Da. Declară acum și definitiv că anulează complet toate contractele, acordurile, promisiunile, permisiunile, jurămintele pe care le-a făcut vreodată, conștient sau inconștient. Orice ființă de joasă sau de înaltă vibrație care nu a avut în vedere interesul ei cel mai bun, din orice timp, spațiu sau loc, sau din afara timpului și a spațiului și a locului, din orice dimensiune, densitate, galaxie, univers, stea, planetă, asteroid, nebuloasă, toate cu plus sau cu minus, de pe orice linie temporală adevărată sau falsă, din trecut, prezent sau viitor. Da, se trage acum etică tot ADN-ul, amprente, compoziții. Se trage ADN-ul și din fiu, da? Da. Descendent. Retrage, ai zis compozit, până la ultimul foton, da, de peste tot, șterge amprente, șterge informații din biblioteci, de pe la foștii, foste, da, la entități, interferențe, de peste tot, din toate bibliotecile. Da. Și acum aș deschide, Daniela, canal de abundență benefică din supra-suflet, de unde știe că oricând are nevoie de resurse, le găsește aici. Da. Număr de la 1 la 3, vă întoarceți aici și acum. 1, 2, 3. Da. Râde. Da? E fericită? Da. Hai să canalizăm 30 de secunde partea subliminală să ne spună de ce e atât de fericită sau cum se simte. 1, 2, 3. Chivuța. Da. Mare diferență în discursul nostru, cel de la începutul sesiunii cu acum, cum te găsim, da? Da. Ia spune-ne, de ce? Ce s-a întâmplat? Ce te-a făcut să-ți schimbi atât de mult starea de spirit și să fii atât de bucuroasă? M-am bucurat aici acasă, cu fetele, cu surorile, cu... Și ți-ai amintit și ți-ai integrat adevărata ta stare de spirit, da? Ți-ai amintit? Da. Da, da. Și da, o să rămâi așa și o să tratez de acum încolo experiențele așa, cu această stare de spirit. Da. Așa. Ce îi transmiți părții tale fizice, chipuței? Să nu mai vadă totul în negru. Uh-huh. Să vadă partea plină, ziceța paharului, și cu optimism, bucurie, exact ce aduc eu acum. Uh-huh. Foarte bine. Bine, număr de la 1 la 3 și mă lași cu Daniela. 1, 2, 3. Da. Daniela, să tai toate legăturile de pe această viață, religioase, umbilicale, cu mame, cu fiu, căsătorii, tot ce înseamnă, cu toate ființele care le cunoaște, le-a cunoscut în această viață, să transmită informația tuturor sufletelor care dorește să le transmită,
la cei frați, doi, da. Mama, tata chiar. Așa, da. Să-și curețe casa. Da, și cum aruncă cineva o plasă. Tot încearcă să arunce o plasă pe ea, am uit. Unde? Aici unde este? Ieși afară, ridică-te. Ridică-te sus, dincolo de unde să prea să arunce plasă și vezi, observi. Draco. Un draco? Mm-hmm. De ce a venit ăsta? Cum își permite să facă acțiunile astea? E cuvântul servici. Aha. Bine. Să-i pună o scrisoare de intenție și să-i spună că să se uite la ea acum, ca parte subliminală, ce stare de spirit are și ce vibrație are. L-a pus și i-am fășurat plasa în jurul gâtului. Uh-huh. Spune, pune scrisoarea și îl trimite în vacuum. Vacuum. Așa. Gata. Curăță casa. Curăță casa. Da. Curăță energia aia neagră, așa, vezi cum sunt. Da. Acum, Daniela, noi îi mulțumim părții subliminale pentru această călătorie. Despărțim părțile eterice, le curățăm și invităm partea subliminală să alunece ușor în corpul fizic. Opresc aici.